Efectul placebo funcționează chiar și în cazul antrenamentelor fizice, conform științei, nu doar a medicamentelor. Se știe că efectul placebo adaugă beneficii unui medicament atunci când vorbim de îngrijire. Credința într-un tratament poate fi la fel de puternică ca și tratamentul în sine. Acest lucru nu este valabil doar în domeniul medical. Potrivit unui studiu al Universității Agder din Norvegia, chiar și activitatea fizică obișnuită poate duce la îmbunătățiri semnificative, dacă suntem convinși că facem un antrenament special. Cercetătorii au efectuat un studiu pe 40 de tineri, bărbați și femei, împărțindu-i în două grupuri. Un grup i s-a spus că urmează un regim de antrenament special adaptat, în timp ce celălalt grup a crezut că urmează un plan de antrenament general. În realitate, ambele serii au urmat același program, care a presupus o combinație de sprinturi de 20 de metri, exerciții de împingere pentru picioare și genoflexiuni, asta timp de 10 săptămâni. Potrivit lui Hurst, efectul placebo este un fenomen special. Acest lucru sugerează că sănătatea și performanța noastră pot depinde nu numai de fiziologie, ci și de convingerile personale și de mediul în care ne aflăm. Și un număr tot mai mare de cercetări indică faptul că putem valorifica și acest efect atunci când vine vorba de maximizarea beneficiilor exercițiilor fizice. Pe scurt, știința continuă să ne spună că efectul placebo nu este doar un truc al minții, ci un fenomen foarte puternic care poate avea un impact real și măsurabil asupra sănătății și performanței noastre. Fie că este vorba de un efect placebo cu medicamente sau de un placebo pentru exerciții fizice, creierul nostru pare să aibă capacitatea uimitoare de a păcăli organismul să se îmbunătățească, pur și simplu doar crezând că este capabil să facă acest lucru, relatează Mediafax.ro.